Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi începem un nou daily vlog și avem un safari astăzi. Nu știu dacă ați văzut vlogul din toamnă, când am reamenajat terasa. O să vă las link undeva aici sus, când au venit prietenii noștri din Anglia, Călin și Monica, la noi. Astăzi au revenit în vizită, de fapt a revenit doar Călin, Monica nu este astăzi cu noi. Te pupăm, Monica, cu ocazia asta. Și Călin este un mare, mare bucătar. Amator, da. Amator, da. Nu mă mai țin picioarele. Îi place foarte mult să gătească și de fiecare dată când ne-am întâlnit, ne-a spus despre cum face el cei mai minunați creveți din lume. Și astăzi o să ne arate talentul lui în ale gătitului. Și Monica ne-a spus. Da, și Monica. Și Monica ne-a spus de fiecare dată când ne-am văzut cu ea, te creveții lui Călin. Bă, nu se poate, deci nu pleci de la noi până nu ne faci creveția. Da. De fapt, a fost ideea lui. Da, planul era să mergem noi în Anglia, numai că ne luaserăm și biletele de avion imediat după ce au fost ei la noi, doar că s-au anulat, pentru că s-au băgat restricții noi, teste, tot felul de chestii. Și da, n-am ajuns să mâncăm în Anglia, dar ca norocul avem creveți și în România. Așa sunt creveți de bacon. Călin, ne spui ce ai făcut până la momentul ăsta? Dacă te-am făcut creveți, îmi umplu vlogul. N-are nimic, oricum nu avem un plan altceva în seara asta. Am baby squid-ul, calamari. L-am pregătit așa frumos, i-am tăiat. Cum se văd aici, i-am tras puțin în ulei de măsline și în unt. Cu ardei iute. Acum am adăugat... Și usturoi. Și usturoi, exact. Foarte important. Da. Acum am adăugat ardei, cum zice, capia, nu? Da, capia, da, așa. Ardei capia. Cherry tomato, cherry tomato din alea, roșii cherry și pe urmă am pus astea, tomato cuburi. Roșii cuburi. Și lăsăm să fac un sos așa frumos. Și până adăugăm creveții. Adică bucătarul trebuie să guste din... Ce pune mâncare, da. Nu? Minunat. Nu că-i fain? Da, da. Mi-a cerut Călin coniac. Zic, băi, n-am coniac decât Grand Marnier, care eu îl folosesc la clătitele Suzet. Să-l punem aici, frumos, la... în prauz. Ai pentru bucătar? Nu, nu, îl punem înăuntru. Doamne, cum miroase! Și coniacul ăla când îl pui? Când pune între veții, coniacul și vinul. Normal trebuia alb, dar merge și roze. E bun, se garcea. E preferatul meu. Pune din ăsta. Un pahar de vin, coniacul și... Păi ne îmbătăm. După aia mâncăm. Rămâne pe și copiii, nu-i treabă. Eu de obicei ăsta îl fac acasă, foarte spicy. Mm-hmm. Da. Spicy, așa, iute, nu? Eu sunt de acord cu spicy. Și eu, dar trebuie să muncești copiii. Și acum, da, facem așa puțin numai... Numai cu a hint of spicy. Mai mult, mai mult, nu? Da, da, da. Mai adăugăm creveții. Da, știu, da, too late. Cine o pustă? Mai sunt niște mustăți. Lasă că nu pățim nimica de la mustăți. Da, îți culeți am acum scat, cred că. Da, nu știu. Mult. Nu mai am așa ce mai trebuie de aici niște mustăți astea. Dacă Călin trebuia să-i pun la valiera. No. El vorbește așa. Da. Trebuia să... Bea un par de vin, tot mă vorbeam, nu te mai am de vin. Păi, dar ce faci? Păi e vinul... Da, stă-n pahar vinul tău. Dacă face treabă de 2 ore. Dar chiar că de 2 ore, nu muncește la pregătit ingredientele. Dacă Andrei stă și mâncă semințe și bea bere. Ca o sirenă de șoată. Dar chiar ca o sirenă de șoată, stai. Dar n-ai avea cu ce să-l ajuți. Nici tu, nici eu, că îți pare că știe ce are de făcut acolo. Dar noi nu știm ce avem de făcut, numai l-am încurcat, exact.
Ce am putut eu să fac, o să-i mai golez de pe masă pe aici, zic, mai debarasez. Un par de vin așa frumos aici. A, ăla era pentru crevezi, nu pentru tine, să-ți vei. Păi, dar nu-ți ție acum. Tu să-i faci rechina, vei. Mamă, mi-am umplit și eu. Așa. Să vedem dacă e bun vinul. Să nu zic că lumea că pe da? A fost invitatul la lucru. A venit în vizită la noi și l-am pus la treabă. Da. Vedeți dacă îi face erau, plăcere. Erau promis de mult. Da. De anul trecut. Exact. Dacă na, nu ați mai ajuns. Lasă că... A venit-o pe fugă, așa, știi? Da. Lasă că venim noi și vă facem noi vouă burger cu pulled pork. Da, da. Serios? Betone, dar n-am făcut niciodată. Oare. Chiar îmi plac. Oare. Vai, și cum arată toate culorile alea acolo. Dar acum nu se mai găsește ardei. Lasă-mă că nu e degeaba. Oricum ardeia, toate chimicalele alea care dau ințeala sunt pus direct în mâncare. Deci ardeii nu mai au nicio treabă. A, tu voiai să scoți ardeii? Da, de-aia am luat verzi da, pentru copii. La las, că nu pățesc nimic. Ori fost în Malezia, s-o obișnuiți cu mâncare spicy de când aveam Mateo Blun, deci... Fabulos arată. Cam mic ocul, totuși. Zicea că liniată să văd ocul ăla de care a zis. I-l-am arătat. Oh, dar ce mic e. Mie mi se pare uriaș. Și mie. Ce pui acolo? Oregano. Așa. Mamă, cum spune, îmi pare cu bucea, frate, de zile să... Și ca și condimente, mai pui ceva? În afară de oregano? Și pătrunjel. Și pătrunjelul, da, de asta la urmă, când e aproape gata, se îngurașe puțin sosul ăsta și am pus ceapa la urmă, ceapa verde, ca să trebuie să rămână puțin tare, așa. Acum, da, sper să vă placă și vouă. Sunt 100% sigură că o să ne... N-are ce să nu-ți placă, numai cu miroase acolo, eu hiperzalivez deja. La sfârșit, verdeața. Pe lângă creveți, avem și niște noodles. Și te-ai faci cu ulei de măsline, sos de soia? Un pic de ulei de măsline și sos de soia. Pe farfurii. N-avem farfurii? Păi sunt mașini spălat. Din alea... Adânci? Adânci. N-avem nici din alea, avem două din alea. Unde sunt toate farfurile din casa asta? Nu mai ies. Le-o spar, Matei. Dar eu la cât de bunisă aia, eu nu vreau farfurii, eu vreau un castron de la metalic să-mi pun. Mamă, chiar că strigi să-mi pun așa cu polonic. Polonicul, puiule. Polonicul. E cât, cât Matei de greu ăla. Nu mai, lasă că-i ajunge că-l e. Vai. Deci ar fi gelos orice fucking bucătar, frate, pe chestia asta. Nu mai pune poftă. Hai, dragilor, poftă mare. Dar mai puneți dacă... Mai pun dacă mai trebuie, stai. Dacă e bun. Da, dacă e bun. Da, da. Hai, până fii tu primul care își dă cu părerea. Dar vezi că trebuie să te mădărești, nu? Cum e? Mai bun cu pâine sau cu dăiței? E bun oricum, e grozav, e genial, Călin. Bestial. Să rămână pentru masă, îți spun de acum, dinainte să mănânc. Că trebuia să-mi pun eu șorțul de bucătărie, o să mă stropez toată. De aia m-am îmbrăcat cu haine de scandal. Da, i-am făcut observația de Andrei că și-a luat mai eu. Din ăla tetra, știi? Cum erau chiloție. Păi, mai eu tot. Mai eu de corp, e de la de lei, n-am de la cu pudigăi. Niciodată n-am cupat de asta.
Nici eu, îl port, îl mai, l-am luat pentru... Mă emileau cu... Dacă mi-au o cămașă din aia în carou, știi? Și mi-au pe desubt. Nu. Nu se poartă la vedere. Super, azi weekend. Am stat în față. Mamă, ce dezastru, ai făcut Andrei acolo. Dar mă, te-au curățat 3 farfurii. Mănâncă, să vezi ce bun e. Mănâncă, să vezi ce bun e. Nu zi, e crevete. Nu zi, eu până nu papi. Bagă în guriță, bagă tot în guriță, nu așa, că o să dai pe tine. Nu te șterge de... Păi! Nu te șterge de scaun, mă, tantălăule. Mâncă! Dar nu-mi place. La, ți-am eu creveții și mânci tu pastele, bine? Hai. Serios că nu-ți plac creveții? Da, e singurul care e. Da. Mai, mă, abia așteptat atât tu. Să ți mure. Ăla nu-i crevete, papă. Te mai dăm la Maia atunci. Doi. Te-ai prins părul? Da. Foarte bine. Ăsta are os. Da, de la mine, că asta m-a văzut. Că mi-a scris Sebi. Ăla are os. Pe Galina, ai văzut creveți cu os. Ce creveți ai luat aici? Cu oase. Nu-s din aia care fac cot-cot acasă. Cum e, mă, de e bun? Că a făcut Călin pentru noi, nu-i frumos să spui că nu-i bun. Dar nu-s că tu ai făcut. Dar nu, Călin a făcut. Călin a făcut. Sincer. Călin a făcut. Bine, ăsta ți-am zis că e cu figurile. Da, mă, dacă îi dai cartofi prăjiți, e bun. Dar au zis una mai nebun când am mâncat prăjiți în prima dată, au zis că îi place. Ce? Acum el a zis că nu-i bun dinainte să guste. Da. Nu te mai șterge de bluză. Dar n-am șervețe. Uite-l în fața ta. Dar nu te mai șterge de nimic, mănâncă și după aia te ștergi la sfârșit. Mănâncă acum. Cum e, Maia? Nu, nu-mi place doar creveții. Păi, în pastele, mâncă și pastele. Mănâncă și paste. Păi, atunci ce spui să luăm creveții dacă tu n-ai mâncat pastele? Bună dimineața! De fapt nu mai e tocmai dimineața, că e aproape amiaza. Noi am mâncat ceva de micul dejun și acum am zis să mă pun și eu să gătesc ceva, dacă tot a făcut Călin ieri. Și mă gândeam să fac niște lava cake. N-am mai făcut de mult și sper să-mi iasă, pentru că o să încerc astăzi o altă rețetă decât cea după care am făcut înainte. Vedem dacă mâncăm ceva sau nu astăzi. Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. Thank you.
Uite că e un pic... Noi. Fără, aia trebuie să fie ștera, să se umple farfuria de... Da, bă, măcar e bună la gust. Mm-hmm. Nu mai fac după rețeta asta. E bine de știut. Deci să nu încercați asta acasă. Dar tu pune-le oamenilor rețeta, poate face altcineva. Și le iese. Cred că totuși nu rețeta a fost problema. Ciocolata. Păi? Trebuia să pun eu altă ciocolată. Să pun o ciocolată mai... Ciocolată. Mai densă, da. Din aia, cum e aia de la, not, de la Nestle, e cea mai bună. Da, aia de gătit. Da. Din aia trebuia, da? Da, aia și costă 15 lei tabla. De măcar e și ea. Da. Aia e și foarte intensă. Bună aia. Da. Deschim copii. Tocmai a plecat Călin, prietenul nostru, înapoi în Anglia. Sperăm să ajungem și noi la ei cât de curând. Și pentru restul zilei de astăzi nu prea am foarte mari planuri. A ieșit un pic soarele afară, cu toate că încă este frig. Cred că o să ies totuși să mai smulg niște buruieni din grădina de legume. Dacă știți, paturile acelea ridicate pe care le avem noi în ceea ce a fost până de curând grădina noastră de legume, anul acesta mă gândesc serios să schimb un pic zona respectivă și să încerc să-mi pun acolo florile de tăiat, florile pentru pus în vază, pentru că anul trecut am încercat varianta asta în care să-mi plantez astfel de flori, numai că nu am gândit-o prea bine și mi-am dat seama că mi-ar fi mult mai ușor în pământul ăla din paturile ridicate, care este mult mai afânat și mult mai ușor de lucrat, ai acces mult mai facil acolo, așa că cred că asta vom face anul acesta, dar deocamdată trebuie să mă ocup un pic și să smulg buruiana de acolo și cam atât, nu știu ce vom face restul zilei de astăzi, mai vedem, deocamdată mă duc să mă apuc de treabă. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. As honest as you are, the way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside, but you make it all right. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever. De ce țipi? Deci Sky lătra aici într-una și la nimic, la fereastră. Îi lătra aigurea, mărâia. Poate era vreo puță pe afară. Eu cred că avem fantome în casă. Suntem bătuiți. Avem fantome. Nu știu. Dar mai latră, ea mai latră de obicei. A, o lătrat încă o dată la 12 noaptea când dormeam cu Matei și nu știu de ce. Așa facem fiecare seară. Nu, nu știu. Fi... Simte ea poate ceva. Păi am auzit pe TikTok că cică câinii simt, văd lucruri care oamenii nu le văd. Și animalele. Că am văzut că și Stella face, numai că ea nu miaună, ea doar se uită, știi? În locul unde se uită și Sky. Cine știe? Nu știu. Oricum, fantomele nu există. Deci... Crezi? Eu n-am văzut niciuna. Știți că vă ziceam zilele trecute că s-ar putea să avem o fantomă în casă? Ei bine, am descoperit fantoma. Ia uite, nu știu ce specie este. Dar ea era cel mai probabil de era Sky așa de agitată. Și mâțele și toată lumea erau pe aici, făcea 13-14. Dragă de ea, Doamne, cât e de speriată. Și-o zbura prin casă și dădea în toate geamurile. Dat cu capul în toate geamurile, săracă. Uite, nu-i dat oglinda la o parte.
Ce-a făcut? Oglinda, ne-a picat oglinda. Nu, cred că era picată aia. Nu, o dat acum o dată în ea. Dai măi. Ia, Matei. Uite ce mă prinde cu... Uite! Da, mângâie dacă vrei. Hai să ducem afară, că mie că se cacă pe mine. Stai. Nu, ți-o dau, știi că... Nu e rost capi în casă. Du-te și pune-o... Pe gard, tu pune-o pe gard, că zboară singură. Nu arunca tu, că poate iar-o prin păsă, astea, mâțele. Pune-o pe gard, în ăla de flori, puiule. În ce? În ăla de flori, pe gard. Păi lasă să plece singur sau lasă să plece singură. În partea asta, nu în partea aia, că-i Stella acolo și-o mâncă. A zburat? Da. Yeah, we did a good deed. Da. Acum că a rezolvat misterul fantomei de la noi din casă, cred că putem încheia vlogul ăsta aici. Până data viitoare, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut videoul ăsta, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă și noi ne revedem în următorul. Aveți grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!